textul lumea sau pe PCR la numărul scurt 7415. Costul acestui SMS este de 6.000 de euro și, bineînțeles, începem cu numai și ce lună. Puteți să achiziționați biletele și la intrare. Oricum, vă mulțumesc mult pentru susținerea evenimentului și sperăm să vă oferim și în această ediție informații utile pe care le luați acasă. Ediția de acum este despre IT cu SEO și PPC. Îi spune rezultate în IT cu SEO și PPC. Se apropie Black Friday, când va fi o nebunie din punct de vedere al furnizorilor de servicii de SEO și PPC. Deja implementăm toate strategiile necesare, cel puțin noi în agenție pe zona de PPC și sunt sigur și colegii de pe SEO deja au început să antreneze pentru acea zi extrem de importantă, când aproape dublu față de vânzările din tot anul se întâmplă, nu? Asta era realitatea. Deci nu este un nume. Da. Și e nebunie în ceva respectivă. Și obține așa se întâmplă în America. Și la noi și la noi se întâmplă. Eman a vândut semnificativ anul trecut. Deci nu știu cine e în echipă. A, n-au ajuns? N-au ajuns. Nu-i pot. Ok. Poate data viitoare să ne spun chiar ei. Ne-am propus o ediție să oferim câteva tipuri pentru optimizarea corespunzătoare a campaniilor pe produse de IDNC. Printre speaker, Cosmin Negrescu, CEO SEO Monitor, o să vorbească despre aplicația SEO Monitor. Cornel Coman, colegul meu, specialist în pay-per-click marketing la WebDigital, o să ne vorbească despre, și eu nu m-am uitat peste prezentarea lui, nu m-am uitat, chiar sunt foarte curios ce o să ne prezinte, de câteva milioane de click-uri. Interesant. A gestionat peste 50 de conturi la momentul ăsta, ce a obținut rezultate apreciate de toți clienții noștri. Și de asemenea, Bogdan Aron o să ne vorbească, este managing director la două parale și o să ne vorbească despre același lucru. IT. Pentru SEO și PPC. Ok. O să mulțumesc partenerilor și după aceea o să-l las pe Cosmin să-și înceapă prezentarea ca să ne încadrăm în timp. Nu? O să vă prezint Alexandra 5 minute. Alexandra o să prezinte 5 minute. Și înainte de Alexandra o să prezinte Diana. Și înainte de Alexandra o să prezinte Diana. Mulțumesc mult, Andreea, trebuie să faci tu chestia asta. Ok. Înainte de toate o să mulțumesc sponsorilor IQ Ads, partenerilor IQ Ads, Traffic.ro, Comunicate de Presă, orașul meu, Statul B, Dubec, The Hub București și sponsorilor Newsman, M-Ready, două parale SEO Monitor și WebDigital. Ok, deci prima dată Diana, nu? Aici. Ok, hai Diana. N-avem microfon. Avem și microfon. Cineva la un moment dat a zis, nu, eu am răgușit cu Tecom, am vorbit la Ok. Avem și microfon, eu pot să vorbesc fără microfon. Mă auzi toată lumea acolo în spate? Ok, bun. Bun, mergem pe microfon. Bună seara, eu sunt Diana, fac parte din echipa The Hub. Am să încep cu o întrebare. Un pic să vă văd așa pe toți. Câți dintre voi ați mai fost măcar o dată la The Hub? Wow, bun, am o audiență care cunoaște conceptul. Pentru cei care vă aflați prima dată la noi, câteva cuvinte despre The Hub, te povestim în pauză. Ideea a plecat din Londra, ce-am vrut să construim noi. Am vrut să construim un spațiu de coworking. De aici a plecat toată nebunia. Din Londra s-a extins în peste 40 de țări. În momentul de față suntem o rețea la nivel global. Ne găsiți din Australia până în America de Sud. Bun, suntem un spațiu de coworking în care comunitatea noastră vine și lucrează de la noi. Am zis comunitate. Cine este comunitatea? Este formată din membrii noștri. Bun. Membrii. Ce înseamnă membrii? Sunt tineri antreprenori. Sunt freelanceri. În general, sunt persoane cu profesii liberale care pot să vină să lucreze de la noi. Poate nu vă dați seama exact de spațiul despre care vă vorbesc. Noi avem două etaje. Aici este etajul dedicat evenimentelor, iar sus se află spațiul dedicat comunității. Bun. Pe lângă faptul că suntem un spațiu fizic, care găzduim și primim oameni care vin să lucreze. Și mai în față sunt locuri libere, puteți să intrați, nu e nicio problemă. Bine ați venit! Bun.
Pe lângă faptul că suntem un spațiu de coworking, dezvoltăm și creăm tot felul de evenimente pentru comunitatea noastră. Și aici evenimentele sunt fie de networking, fie de dezvoltare personală, fie pur și simplu de fun. Pe lângă asta, mai suntem un spațiu în care găzduim diferite evenimente. Am zis că etajul 2 este dedicat evenimentelor externe. Salut! Poți să vii și în față, este loc aici. Hai, Bogdan! Nu știam unde-i Ionuțiu. E aici. Vreau învățat pe el. Bun, ca să nu mai întrerup, zic ultima frază, găzduim evenimente de tot felul, de la workshop-uri pentru 10 persoane până la conferințe cu 100 de persoane și hackatoane, maratoane de programare pentru 200 de persoane. Asta a fost cea mai mare nebunie pe care am găzduit-o. Ne găsiți pe Facebook, LinkedIn, Twitter, toate nebuniile astea frumoase. Eu sunt Iana, sunt gazda voastră, putem mă povesti, mulțumesc și știu că trebuie să predau cuiva microfonul deschis. Nu știu cui, dar așa că doar nu e. Okay. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Ok, o să... Cine o să vorbească? Eu. Am înțeles. Hai, zile tu cine ești și spune... Hai că scriu eu deocamdată ca să nu... Da. Da? Salut! S-aude până în spate? Okay. Eu sunt Alexandra Zaharia, sunt pe PC Account Manager la Todays, agenție de Click Marketing. Și eu vă voi vorbi în seara asta câteva minuțele despre studiul Semro, un studiu la care am lucrat peste 8 luni. Și un studiu care prezintă, de fapt, un raport privind starea și caracteristicile pieței de online din România. Este un efort pe care noi de la Semro l-am făcut, pentru că am vrut efectiv să avem câteva grafice care să prezinte niște lucruri, să vedem și noi exact cum stă treaba cu online marketingul în România. Câteva cuvinte despre studiu, la modul general, la început. El a fost făcut pe un eșantion de 250 de respondenți, care au fost repartizați în două categorii. 160 au fost clienți care folosesc servicii de online marketing, iar 90 au fost reprezentanți ai agențiilor sau specialiști care lucrează, fac PPC sau SEO într-o companie mai mare. Ca instrument, ne-am folosit două chestionare cu întrebări închise și le-au fost administrate online. Ce puteți afla din studiu? Aici am enumerat câteva elemente principale care se regăsesc, mă rog, ele nu sunt toate, că să găsim multe informații. Am încercat să le surprind pe cele care am crezut că sunt mai de interes pentru voi. Spre exemplu, intențiile de investiție în diverse servicii de marketing online. Studiul surprinde aceste lucruri, puteți vedea, mă rog, e vorba despre respondenții la studiu, dar aici o să vorbesc despre procente, vorbesc despre acest lucru. Unde anume au intențiile cele mai mari de investiție și ce bugete au investit anul trecut în diverse servicii de promovare online, cum ar fi în social media, în SEO, în PPC, în bloguri și mai departe. De asemenea, puteți vedea din studiu ce venituri au generat campaniile Google AdWords, asta mai specific, și cam câți clienți au generat pe lună astfel de campanii pentru clienții respondenți. Care este utilitatea și eficiența percepută de acești clienți a diverselor campanii pe care le-au întreprins? Cum măsoară ei această eficiență, da? Pentru că știm că pot alege să măsoare în mai multe feluri, de multe ori aceste feluri nu sunt tocmai corecte. Bugetele și numărul de conturi gestionate de agenții, pentru că și specialiștii au spus câteva lucruri despre agențiile în care lucrează. Și un alt lucru important, cred eu, este reprezentat de motivele pentru care clienții decid sau nu se externalizeze campaniile. Puteți vedea din studiu câți dintre clienții care au răspuns își fac campanii PPC sau își optimizează site-urile inter. Și câți decid să externalizeze aceste servicii către o agenție și de ce fac chestia asta. Hint, hint, cei mai mulți fac chestia asta pentru că nu au timp să-și fac. De ce? Se cam întrerupe. Dacă găsim o soluție, tu vorbește până atunci. Nu se aude dacă vorbesc așa? Da, da, se aude. Da. Ok. Păi zici. Ăla-i mai bun? Nu știu. E ok, dar ne auzim. Mai aude așa? Da. Ok. Cu ce vă poate ajuta studiul? El vă poate ajuta chiar dacă nu sunteți specialiști în pay-per-click, SEO sau social media sau orice altceva.
Dacă sunteți clienți, puteți să luați decizii informate despre canalele de, de comunicare pe care le puteți utiliza. Puteți vedea cam câți clienți puteți genera prin campanii PPC, asta dacă nu faceți campanii PPC și ați dori să faceți pe viitor. Și cât de eficiente sunt considerate comparativ mai multe servicii pe care acești clienți le folosesc. Dacă sunteți furnizori de astfel de servicii, puteți vedea exact cam unde vă așezați voi în piață sau puteți compara piața autohtonă cu alte piețe, spre exemplu cea din Polonia, care este foarte la modă acum. Puteți vedea unde anume vor clienții să investească mai mult și puteți vedea câteva trenduri în 2014 care putea să vă ajute mai mult în business. Iar dacă sunteți pur și simplu interesați de domeniu, fără să fiți parte din el, puteți avea o perspectivă generală asupra pieței de online. Puteți vedea cam cât de satisfăcătoare sunt investițiile în astfel de servicii și care sunt cele mai performante instrumente de promovare online. În funcție de cum le-au perceput clienții care au răspuns. Vă dau și câteva exemple din studiu, așa ca să înțelegeți cam cum a fost și să vă atrag un pic atenția. Spre exemplu, 53,7% dintre toți respondenții încă consideră mijloacele de comunicare tradiționale a fi extrem de utile. Ei chiar consideră că aceste instrumente le aduc foarte mult business. În 2012, aceste rezultate au fost un pic surprinzătoare. 27% nu au folosit blogurile în 2012. Nu mi s-a părut așa un pic wow, pentru că e cel mai simplu lucru pe care puteau să-l facă și totuși nu l-au făcut. 16,9% nu au folosit deloc social media, 15,6% nu și-au optimizat site-urile pentru motoarele de căutare și 13,1% nu au făcut deloc campanii pe pay-per-click marketing. Evident, cifra noastră așa au făcut, pentru că altfel nu am mai fi răspuns. Referitor la intențiile de investiție, din studiu a reieșit că 60% își propun să investească mai mult în SEO în 2014, deci vă spun că e o veste bună. 42% își propun să investească mai mult în PPC. 45%, aici referitor la Google AdWords în mod specific, 45% îl consideră un instrument eficient în creșterea vânzărilor online. Aici, ca o mică informație, majoritatea respondenților erau owner de magazine online. Și 70% îl consideră un instrument eficient în lead generation. Tot referitor la Google AdWords, 34%, după cum se vede în grafic, au generat între 11 și 50 de clienți pe lună, în medie, cam atât au apreciat. Și 20% chiar au reușit să genereze mai mult de 100 de clienți pe lună. Și 6,7% din toți respondenții au avut un cost pe achiziție mai mic de 10 euro. Câteva cuvinte despre autor, puteți citi acolo. Da? Deci sunt Marius Lăzărescu, eu nu sunt Deanu, care sunt președintele vicepreședintele Asociației SEMRO. Olivian Breda, e subsemnata. Dacă vreți să aflați mai multe despre SEMRO sau despre studiu, puteți intra pe www.semro.ro. Studiul puteți descărca de pe semro.ro/studiu sau folosind din altul QR code acolo. Și vă invit să-l descărcați, să-l citiți și să aflați multe lucruri interesante care îți vă aștept în afacere. Ok, nu, mulțumesc că o să încerc să vorbesc, că a fost foarte interesant studiul, eu am tras cu ochii un pic, da? Fiind unul dintre cei care au lucrat la adunarea datelor, într-un fel, și gândirea lucrurilor, împreună cu colegii mei. Vă invit să descărcați, să vă informați despre lucrurile care se întâmplă acolo. Și acum o să vă spun câteva cuvinte despre următorul speaker, Cosmin Negrescu. El este fondatorul SEO Monitor, unul dintre principalii jucători pe piața de servicii SEO din România. Susține peste 100 de campanii SEO simultan, precum Elefant.ro, Dinaer, Best Jobs, Minipi, Zile și Nopți, cu obiective specifice și rezultate pe măsură pentru fiecare client în parte. SEOMonitor.com se va lansa și la nivel internațional și o să las pe Cosmin să ne vorbească despre acest lucru și despre aplicația SEOMonitor. Bună seara, eu sunt Cosmin Negrescu. Nu cred că vă spun nimic nou dacă spun că SEO este un serviciu vag, necontrolabil și deloc previzibil. Asta îl face foarte, foarte dificil.
mai mult este extrem de greu, pe imposibil de estimat la nivel de rezultate. Dacă v-am propus să fac niște acțiuni, e foarte greu să estimezi ce o să se întâmple. Și pe lângă asta este și foarte greu de măsurat. Mai mult de atât, luna trecută Google a anunțat că va scoate, și a făcut-o deja, va scoate aproape toată informația despre cuvintele cheie din Google Analytics trafic organic. Asta înseamnă că acum undeva la 90% din vizite sunt ascunse la cuvintele cheie sub umbrela not provided. Singura informație pe care o mai avem la Google Analytics acum, în trafic organic, este performanța pe care o are fiecare pagină destinație, fiecare landing page. Asta vorbim acum despre vizite și zona de e-commerce, goal-uri, ce cuvinte cheie generează sau nu generează vizite, nu mai știu. Acum, ce vreau să vă povestesc este cum rezolvăm noi provocările astea la SEO Monitor. Și o facem cu ajutorul unei aplicații, aplicația pe care o dezvoltăm de aproximativ un an și jumătate și pe care urmează să o lansăm chiar săptămâna asta la nivel public. Până acum era disponibilă doar pentru clienții și partenerii noștri și la care veți avea acces gratuit de 3 luni dacă vă înscrieți astăzi pe seomonitor.com/lumea-seo-ppc-legat. O să încerc să pun un slide ca să puteți să copiați link-ul. Dacă intrați înlocuit, trebuie să înlocuiți tecom cu lumea SEO-PC. Dacă intrați acolo, să puteți să înscrieți un... să vă înscrieți și să primiți un newsletter în momentul în care trimitem înregistrările. Ok. Acum, înainte să începem, sunt curios câți dintre voi folosiți, cumpărați servicii SEO sau prestați servicii SEO. Unul singur, doi, trei. Ok. Spuneți-mi ce urmăriți, care e scopul pe care îl aveți cu serviciile pe care le prestați sau le cumpărați. Ok, vizibilitate. În motoarele de căutare. Ok. Pentru un set de cuvinte cheie, nu? Da. Ok, deci poziții pe cuvinte cheie, vizibilitate. Mai urmăriți ceva? Altcineva? Conversii. Vânzări. Mai aveți alte obiective? Între vizibilitate și conversii se află traficul. Deci vizibilitatea generează trafic, traficul convertește sau nu. Și acum, dacă ținem flow-ul ăsta în minte, orice strategie SEO pleacă cu un set de cuvinte cheie pe care vrem să-l optimizăm, pentru care vrem să creștem vizibilitatea, ca acea vizibilitate să ne genereze vizite, vizite care să convertească. Dacă e vorba de un e-commerce, să genereze comenzi, dacă e vorba de un site de prezentare, unei firme să genereze telefoane, mail-uri, lead-uri în general. Acum o să deschid un pic aplicația să vă pot arăta live ce se întâmplă, nu? Practic, chiar răspunde la toate întrebările astea. Ea trebuie să ne aștept pe noi să generăm, să estimăm rezultate SEO, să generăm o strategie bazată pe un set de cuvinte cheie smart ales și ulterior să măsurăm și performanțele noastre în Google. Ok, o să vedeți aici niște date de la elefant.ro care sunt distorsionate ca să nu divulgăm informație confidențială. Dar avem așa. 4 module. Deci aplicația e construită, segmentată în 4 module care rezolvă câte o provocare pe care am menționat-o mai devreme și mai al 5-lea care nu e vizibil și care reprezintă un raport săptămânal unde se evidențiază cele mai importante schimbări care s-au întâmplat în ultima săptămână. Dar plecăm cu Understand. Simplu, pagina asta trebuie să reconstruiește pagina pe care ați pierdut-o din Google Analytics, trafic organic.
E vorba de segmentarea acelui trafic not provided pe cuvinte cheie. O mare pierdere aici, pe lângă informația pe fiecare cuvânt cheie în parte, este segmentarea traficului care vine din Google în brand și non-brand. În cuvinte cheie care targetează, vizează brandul vostru și cuvinte cheie care vizează produsele și serviciile pe care le oferiți. Deci e o problemă, e pentru că, de fapt, traficul brand e trafic direct. Dacă n-ar fi existat Google, oamenii ar fi scris www.elefant.ro în bara de adrese din browser. Pentru că există Google, ei aleg această scurtătură, să spunem, și generează trafic direct prin trafic organic. Cealaltă parte, traficul non-brand, e exact traficul care vine din acțiunile pe care le faceți la nivel SEO. Că le faceți proactiv sau că se întâmplă. Asta este traficul care vine cu adevărat din vizibilitatea pe Google pe rândul serviciile și produsele pe care le oferiți. Deci noi facem practic segmentarea asta. Primul pas era să identificăm cuvintele cheie și ca să identificăm cuvintele cheie trebuie să extragem informațiile din Google Webmaster Tools. Apoi ce se întâmplă este că pe fiecare cuvânt cheie se livrează informații, se segmentează informația din Not Provided și reconstruim astfel lista de cuvinte cheie care au generat traficul, cea pe care o vedeați înainte în Google Analytics. Sunt practic cuvinte cheie aici și care reprezintă brandul și non-brand. Ele pot fi filtrate. Acum au rămas doar cuvintele cheie de brand. Și vedem pe perioada selectată câte vizite am avut, ce bounce rate, rate de conversie, tranzacții, revenue. Din nou, astea nu sunt datele reale. În partea din stânga, vedem segmentarea brand on brand, vizitele pe ce am selectat acum brand și datele din e-commerce pe care le-a generat. Dacă nu e un e-commerce, informația de acolo va extrage din Google Analytics informații despre găurile pe care le-au setat. Că sunt formulare de contact, că sunt telefoane și mai departe. Odată ce am văzut datele astea, asta este din nou, este exact informația din Analytics. Odată ce am informațiile astea, întrebarea e cum pot să le influențez. Și ca să le influențez, trebuie să construiesc această strategie. Pentru asta am construit noi modulul Discover. Și e un modul în care e un tool de analiză, de research, de cuvinte cheie pentru SEO. Așa cum folosim Google Keyword Planner acum pentru Google AdWords, avem Google Keyword Tool pentru SEO. Suntem din nou pe Elefant și ce fac aici este să scriu un cuvânt. O să scriu Andrei Preșu. L-am testat chiar astăzi cu clientul Elefant care l-a interesat de cuvântul ăsta. Și ce vedem suplimentar față de Keyword Planner din Google AdWords este poziția site-ului pentru cuvântul respectiv. Deci nu mai trebuie să testăm manualul Google. Vedem informația pe care ne oferă Google despre volumul de căutări lunare. O dificultate care se calculează chiar acum e dificultatea site-ului de a crește pe cuvântul respectiv, de a ajunge în top pentru cuvântul respectiv. Trendurile lunare, o oportunitate de a face SEO pe acest cuvânt cheie, număr de vizite și toate, tot restul de informații din Google Analytics, din ce am observat mai devreme. Acum, când creez... Sigur. Sunt mai mulți factori pe care îi luăm în considerare. Și dacă testezi aplicația și ai skill de SEO, o să vezi că are mult sens ce se întâmplă acolo. E o dificultate nouă a site-ului de a crește pe cuvântul respectiv și ține cont de cât de relevant, dacă site-ul are pagini relevante pentru cuvântul respectiv și autoritatea de el în grupul semantic respectiv și evident ce concurență e acolo. Ia mai mulți factori în considerare. Da, de fapt trebuie să mergem în altă parte. Ce să
vedem cât de dificil este pentru elefant.ro să crească pe cuvântul ăsta. Deci o dificultate, dacă o vedem de la 0 la 10, el ar avea un scor de 1. Asta înseamnă o dificultate redusă. Și dacă ne uităm acolo, are sens o dată pentru că elefant vinde cărți într-o greșu. În al doilea rând, elefant e o autoritate în industria cărții, în e-commerce, România. Și se vede deja că a avut și niște performanțe. Se află acum poziția 12 și într-o lună a generat și 4 vizite. Acum, mai jos, să vedem că aplicația o să și recomande niște cuvinte cheie, le extrage din Google Analytics și Webmaster Tools. De fapt, toată informația asta pe care noi o procesăm din Analytics, Webmaster Tools și Google AdWords e pusă la într-o singură aplicație care prezintă toată informația asta pentru un specialist sau un SEO sau un manager de marketing online, brand manager, că și mai departe, care trebuie să înțeleagă, de fapt, ce se întâmplă cu campania lui SEO, ce rezultate are, ce obiective poate să obțină acolo, chiar dacă la un moment dat decide să outsourceze serviciul ăsta. Spuneam mai devreme că vizibilitatea pe cuvinte cheie generează trafic. Deci dacă vreau să setez un obiectiv de trafic, ar trebui să aleg un set de cuvinte cheie care are un volum de căutări suficient de mare cât să-mi genereze numărul respectiv de vizite odată ajuns în top. Și ce face aplicația noastră este să calculeze automat informația asta. Deci dacă noi am ajuns pe poziția 12 în top 3 pentru cuvântul Andrei Pleșu, aplicația estimează că o să atingem un număr, o să creștem vizitele cu aproximativ 504 vizite pe lună. Și aplicând o rată de conversie generală a site-ului, în punctul ăsta, mai departe o să fie cu acuratețe și mai mare, și un average card, reușește să estimeze și un venit suplimentar pe care îl va genera acest cuvânt cheie odată ajuns în top. În momentul în care adaug mai multe cuvinte cheie, pentru că atunci când partea de G ar trebui să iau în considerare poate 1000 de cuvinte cheie, el o să înceapă să calculeze o oportunitate între cele 1000 de cuvinte cheie și o să le pună sus pe cele care au o oportunitate mai mare. Și când vorbesc de oportunitate, este un calcul între cât de dificil este să crească un cuvânt cheie și ce șanse am să obțin rezultate de acolo. Cât de multe rezultate mă aștept să obțin. Odată stabilit de aici, de fapt, ce pot să fac este să adaug deja cuvântul cheie într-un grup și să gestionez mai departe în strategia și în planning din SEO. Ce vedem este că deja mi-am adăugat cuvântul ăsta în grupul cărți și urmează mai departe să îl măsurăm, să măsurăm performanțele în timp. Al treilea modul pe care îl prezint se numește Manage. Și odată selectate cuvintele cheie care vrem să performăm și care vrem să atingem un anumit obiectiv de trafic și de vânzări data asta pentru că am putut să le estimăm, putem să le grupăm pe cuvinte cheie. Ce am făcut ca să simplific în prezentarea asta? Am luat cuvintele cheie ale lui Lepan și am pus în 4 categorii care reprezintă cele 4 verticale ale lui. Cărți, fashion, jucării, etc. Acum, cuvintele astea cheie sunt în număr de 1491 și generează un search volume lunar de 1.326.190 de căutări pe lună. Și sunt doar 1.491 de cuvinte. Ce se întâmplă e că odată ce atingem un nivel de vizibilitate pe cuvintele astea, ele vor genera automat trafic, dar mai mult de atât, vor genera vizibilitate pe alte cuvinte cheie, le spunem long tails. Toate cuvintele de aici au un nivel destul de mare de căutări. Dar odată ajuns pe cărți, pe primele poziții, ce se întâmplă este că sunt atrase multe alte cuvinte cheie pe care noi nu le monitorizăm. Și de fapt, ce vedem în Understand e o creștere exponențială odată ce crește vizibilitatea pe cuvintele cheie pe care le-am ales în strategie. Ce vedem aici? Să mișorez un pic. Este exact lista de cuvinte cheie pe care am adăugat-o din Discover, din modulul de analiză. Și pe fiecare cuvânt cheie o să vedem poziția, schimbarea, ce evoluție a avut în perioada selectată,
oportunitatea, o să mai vorbim despre ea, volumul de căutări, costul pe click din PPC din AdWords, dificultatea de a crește pe cuvântul respectiv, bounce rate și date din Google Analytics. Dacă ne uităm aici la dificultate, este mult mai ușor să ajung în top pentru cărți online decât pentru rochii de seară. Și asta pentru că Elefant.ro abia a lansat verticala asta de haine. Și asta înseamnă că el încă nu are o autoritate acolo. Nu există link-uri, nu există suficient de mult content, dar o să crească. E deja direcția lor strategică și atunci noi putem să luăm în considerare aici. În momentul în care deschid din nou, pot să văd ce se întâmplă dacă ajung în top 3 pentru cărți online. Câte rizică să obțin, cu cât estimez să aibă un impact asupra veniturilor și cât de mult m-ar costa să fac AdWords pentru cuvântul respectiv. Pentru că s-ar putea ca de multe ori să aibă mai mult sens să fac AdWords decât să obțin până la anumit cuvânt cheie. Dar în cazul în care AdWords-ul pentru cuvântul ăsta ar costa 293 de euro, s-ar putea să nu facă sens de lume. Dacă merg mai departe și vreau să văd informații pe un anumit punct cheie, am ales o perioadă de o lună, pot să-i văd evoluția poziției. Din nou mă întorc la vizibilitate. Cu cât mă duc mai în detaliu, mă uit la vizibilitate, cu cât ies pe grupuri de cliente cheie și pe tot site-ul, vreau să văd informația agregată. Sub o formă de trafic, de vizite, de revenue, de trafic, de conversie la nivelul întregului site. Și pot să văd că el a pornit de poziția 3 aici și a ajuns într-un final poziția 2. Din nou văd estimările mai jos în funcție de ce top aleg. Și mai am și landing page-ul cu care răspunde. Toată informația despre vizite, mai departe văd vizite, bounce rate, durate conversie, pe fiecare cuvânt cheie în parte pot vedea detaliat și cu evoluția din timp. Ce să mai vedeți aici este acest broad keyword și broad organic visits. Și o să ne uităm acum la toate printre chei ca să înțelegeți. O să vedem broad keywords 1344 și broad organic visits 48.000. Deci dacă cuvintele cheie pe care le monitorizez acum sau la momentul respectiv generau 6.475 de vizite, spuneam mai devreme că ele influențează alte cuvinte cheie pe care noi nu le monitorizăm aici. Cuvintele alea cheie au generat alte 48.000 de vizite. Asta e un efect secundar foarte important pe care trebuie să-l măsurați. Creșteți pe 5 cuvinte cheie pe care le monitorizați și ele au impact asupra altor 1.000 de cuvinte cheie. Un indicator foarte important pe care acum puteți să-l vedeți la nivel de grup de cuvinte cheie. Al patrulea modul, și ultimul pe care l-am dezvoltat, are legătură cu concurența. Spun, o să vă arăt un slide interesant. Ne întoarcem din nou la cuvintele cheie. Dacă vorbim de rată de conversie, rata de conversie va depinde foarte mult de oferta comercială. Dacă luăm exemplul Fuji X100, el e un cuvânt cheie care targetează un produs, un aparat foto mirrorless. Oamenii care caută aparatul ăsta foto, caută să facă un research de ofertă, caută cea mai bună ofertă, după ce au luat decizia că vor cumpăra. Inițial ei caută aparate foto, aparate foto mirrorless, aparate foto Fuji, află, scriu Fuji X100, văd review-uri, samples, photo samples și ulterior caută ofertă. Dacă scrie în Fuji X100, la un moment dat, când a făcut prin screen-ul ăsta, pe poziția 2 în pay-per-click era Ondo.ro, care vindea produsul la 4.170 de lei. Pe prima poziție este o R64, care vinde produsul la 3.799 și pe o poziția 8, EMAG cu 3.609. Acum, întrebare, cine ar cumpăra de la Ondo? Nimeni n-ar cumpăra. Și ce se întâmplă e că ei pierd bani. Și ne întoarcem din nou la lista de cuvinte cheie. În momentul în care aleg cuvintele cheie, am spus că trebuie să aibă un anumit nivel de volum de căutare cât să pot să generez un anumit nivel de vizite pe care le targetez.
vizitele alea convertesc dacă ei vizează, utilizatorii care fac căutările vizează produsele și serviciile pe care site-ul meu le comercializează, le oferă. Și dacă am o ofertă bună acolo, dacă sunt competitiv. Dacă nu sunt competitiv, nu o să vând. Și atunci selecția cuvinte cheie e foarte importantă. Acum revin la modul nostru de compare. În momentul în care sunt ondo.ro și știu că H4 oferă în general prețul mai bun decât mine, atunci ar trebui să mă oferesc de cuvintele cheie de H4 în top. Asta de doar dacă știu că pot să ofer un preț mai bun pe produsul respectiv. La fel și cu EMA. Și în cazul Elefant, dacă mă uit la cărți și adaug un competitor, librărie.net și EMA.ro, o să vedem doi indicatori importanți. Visibility score. Scurt, putem să vă imaginați așa, pe cele 616 cuvinte cheie pe care le am în grupul ăsta, dacă aș fi prima poziție pentru toate cuvintele cheie, aș avea visibility score 100%. Dacă aș fi pe pagina 2 pentru toate, aș avea visibility score 0%. Cumva este numărul de impresii, de impressions, de vizualizări ale ad-ului în Google pentru toate cuvintele astea. Și corespondentul ad-ului, nu? Adică vorbim de SERPs, nu? Vorbim de SEO, da, exact. Da. Deci rezultate, da? Da. Ok. Și gândindu-le la impressions, va depinde foarte mult cât de multe căutări are cuvântul cheie. Cu cât un cuvânt cheie cu căutări mai multe este mai sus, cu atât visibility score va crește mai mult. Cu cât numărul de căutări nu are mai mic, visibility score va fi influențat mai puțin. Dacă ne uităm pe grupul nostru de cuvinte cheie, scorul de vizibilitate între Elefant, librărie.net și EMAG, diferența între ele ar fi asta. Și în timp, dacă se există o perioadă mai lungă, pot să văd cum evoluează toată informația asta, toată vizibilitatea fiecărui competitor. Și pot face pentru absolut orice competitor. Pot să aleg orice site aici și o să văd același lucru. Mai mult, să ne pregătim să luăm și niște întrebări un pic foarte puțin, te rog. Mai mult, am și, pot să și adaug competitorii de top, cei care au vizibilitate cea mai mare, mi va sugera automat aplicația aici. Celălalt parametru este numărul de vizite pe care estimăm să facă fiecare competitor pe grupul nostru de cuvinte cheie. Și noi, la un visibility score de 18%, EMAG estimăm că face 500, primește 537 de vizite pe zi, am ales o singură zi aici. Dacă ne uităm la fashion, ce o să vedem este că l-am comparat cu Tina Air și Mini Pri și evident Elefant are 0, pentru că nu are nicio poziție pe cuvintele cheie din grupul ăsta. Tina Air are 19%, Mini Pri 41%. Și mai jos să înțelegem de ce. Pentru locul de seară, care are 74.000 de căutări pe lună, Elefant nu se găsește în primele 10 pagini, Tina Air e poziția 10, Mini Pri poziția 20. Și uitându-ne la fiecare, să înțelegem că, de fapt, are legătură acest visibility score, are legătură cu pozițiile pe cuvinte cheie. Și, în special, cuvintele cheie cu un volum mare de căutări. Ziceam că săptămânal primit și un raport. În care ies în evidență cele mai importante schimbări. Sunt ultimele săptămâni cu traficul pe care l-a obținut nou cel SEO, deja filtrat, segmentat, non-brand din Google. Ultima lună evidențiată și diferența față de săptămâna precedentă. Rezultatele de e-commerce. Care este evoluția brand-non-brand. Cuvintele cheie și evoluția lor la nivel de poziții. Câteva cuvinte cheie pe care există focus. Best performing keywords, worst performing keywords, grupurile, best și worst performing group și câteva sugestii de cuvinte cheie pe care le pot adăuga direct de aici. Cam asta e pe scurt. Cu siguranță dacă vă înregistrați pe seomonitor.com/lumeaseo.com o să puteți să explorați, să înțelegeți mai mult despre el. Acum puteți să mă întrebați.
Proponez să mă întrebări. Aș vrea să luăm doar două întrebări, că îmi cer mii de scuze, dar suntem un pic strânși și am o surpriză foarte mare pentru voi, așa că ați văzut în drum spre locurile pe care v-ați așezat. Că avem acolo sushi. Și aici avem un roll-up cu mysushi.ro și am pregătit o surpriză. Cred că ați intuit-o până acum, dar dacă n-ați intuit-o, las cele două întrebări și după aia luăm o pauză de 10 minute și vă invit la sushi. Deci, două întrebări. Doar două, Cosmin, îmi cer mii de scuze. Celelalte pe mine, te rog. Am o întrebare. Pe aplicația asta, înțeleg că... Pe aplicația asta înțeleg că se pot face analize pentru mai multe site-uri. Adică dacă gestionez, să zic, 3, 4, 7, 100 de clienți, poate să facem în fiecare... Da. Un cont poate să baloge mai multe site-uri. Fiecare site are cele 4 module pe care le-am văzut, cu strategia lui separată, cu informațiile pe care le extragem din toate sursele. Google Analytics, AdWords, Remarketers. Și în afară de trafic, din ceea ce am reținut eu, ce altceva ar mai putea să promoveze în materie de performanță de campanie? Adică tot ce ai spus acolo este că poți să cuantifici, să zic, un trafic, pe care după aia îl mulțești cu o rată de conversie, cu o valoare medie de comandă și așa mai departe. În afară de trafic, ce mai poți să spui despre tine și despre clienți? Poți să faci promoveze și numele de clienți pe baza datelor care le-ai acolo? Păi, ce arătam mai devreme este că pe fiecare cuvânt cheie pot, înainte să-l introduc în strategie, pot să văd atât estimarea de trafic odată ce am ajuns în top, pot să văd și cât de dificil îmi va fi să ajung în top, și odată ajuns în top, cam ce impact va avea traficul respectiv asupra rezultatelor în conversii, tranzacții, revenue. Și sunt niște estimări pe care se, în Discover, în zona de research, se fac overall pe site și odată adăugate în grup, își iau informații din grup. Înțeleg care este rata de conversie a grupului, depinde de pe cărți, poate o rată de conversie diferită față de jucării. Și care este coșul mediu pe cărți față de jucării. Și în momentul respectiv, estimarea are o acuratețe mai mare. Ok, sper că ți-a răspuns la întrebare. Încă o întrebare? Se poate vedea evoluția de la săptămână la săptămână, de la lună la lună. Există granularitate pe zi, săptămână, lună, la nivel de informații istorice pe fiecare indicator. Datele se pot exporta? Da, se pot exporta. Se pot exporta datele pe fiecare cuvânt cheie în parte. Nu există un, în momentul ăsta un modul complex de raportare. Dar din listele de cuvinte cheie pe grupuri poți să extrag tabelul cu toate datele pe care le vedeam mai devreme. Deci folosesc informațiile predefinite, în structura predefinită, da. Dacă vrei configurare... Da, asta nu există, deci nu există aproape casă în momentul ăsta. Ok, mulțumim mult, Cosmin. Mulțumesc și eu. Și... vreau să vă fac atenție către Free SEO Monitor Camps, da? Deci gratuit puteți încerca un cont la aplicația SEO Monitor, da? Intrând pe seomonitor.com/lumea-seo-ppc. Mi-ai spus și dar vreau să... Lasă-l așa. E ok. Haideți la sushi, dar nu înainte de a oferi o sticlă de vin cadou de la vinescu.ro pentru... zic, care numele tău? Tudor, așa, corect. Tudor, pentru Tudor. Felicitări, Tudor. Ok. Deci se întâmplă lucruri interesante. Haideți la sushi, vă invit. Și ne parchim 10 minute, după care ne întoarcem la prezentare. Și Mihaela, între timp, o să ne prezinte, timp ce voi mergeți la sushi, o să ne prezinte un pic despre mysushi.ro. Foarte scurt. Da, eu sunt Mihaela. Reprezint mysushi. Mysushi este cel mai mare laborator de sushi din România. Singurul, nu? Auziți? Nu știu dacă e singur, știu că e cel mai mare. Okay. Produce în serie sushi. Are capacitatea de a produce mai mult de 3.000 de sushi zilnic. Oferă atât livrare la domiciliu, cât și un suport catering. Pe lângă colaborarea cu mari retaileri, mysushi are și un magazin online,
www.maisushi.ro. După cum știți cu toate, probabil este un produs de calitate superioară, foarte sănătos, dar haideți să vă convingeți de asta, zic, da. Și vă invit să-l degustați, pentru că e un produs care chiar vorbește de la sine. Okay. O să mână!